România a ajuns țara cu cei mai mulți specialiști. Pandemia de COVID-19 a dat naștere la teorii și controverse atât în rândul guvernanților, jurnaliștilor, dar și al oamenilor de rând. Toți se pricep în medicină, politică și sport. Pandemia de COVID-19 ne-a făcut să credem că fiecare dintre noi am dobândit cunoștințe, în special în domeniul medical. Se uită însă că cei care au păreri abilitate în domeniu sunt doar medicii care au trecut prin ani de studiu pentru a ajunge aici. De exemplu, o scrisoare lansată de mai mulți medici importanți care a fost anulată în derâdere de oameni fără nicio conștiință în acest domeniu. S-au ajuns la lucruri absolut de neconceput, de neimaginat, ca un inginer care este jurnalist, cum este domnul Tolontan, cum este domnul Cristian Tudor Popescu, cum este domnul Striblea, să fie ironic și să ia în derâdere pe profesor universitar dr. Monica Pop, pe Adina Albers și așa mai departe. S-au ajuns mult prea departe. Mult prea departe. Adică este un nivel atât de înalt la care sunt acești oameni, încât numai oameni cam de nivelul lor pot să discute la nivelul lor, sau oameni cu cunoștințe în domeniu medical foarte solide pot să discute, să abordeze situația din toate unghiurile, cu păreri pro, contra, cu argumente științifice și așa mai departe. Dar să-ți folosești notorietatea pentru a-ți arăta superioritatea cunoștințelor medicale ale unui inginer în fața unui doctor e deja mult prea mult și s-a depășit prea ușor acest prag. Este adevărat, anumite praguri au fost trecute prea ușor în această perioadă de pandemie. Fiecare încearcă să convingă pe cei din jur că deține ajutorul absolut și uită că cei care pot emite teorii avizate sunt doar medicii în acest caz.